Rata de absorție a fondurilor europene a început să crească. Asta reiese dintr-o statistică a instituției prefectului. În perioada 1 ianuarie-30 decembrie 2013 a fost solicitată Comisiei Europene rambursarea a peste 3,56 miliarde de euro, o sumă mai mare decât cea cerută pentru toată perioada 2007-2012. De asemenea, la data de 30 decembrie 2013, rata sumelor rambursate României către Comisia Europeană era de 26,49%, adică de 3,5 ori mai mare decât cea înregistrată la începutul lunii mai 2012. România a încasat 5,09 miliarde de euro din fondurile structurale și de coeziune alocate în actuala perioadă de programare. Valoarea fondurilor rambursate României în acest an depășește 2,88 miliarde de euro, sumă mai mare decât cea încasată în toți anii din perioada 2007-2012. La data de 30 decembrie 2013, Comisia Europeană avea de rambursat României o sumă de peste 1,34 miliarde de euro. Anul 2013 a reprezentat un real succes în absorpția fondurilor structurale și de coeziune. România a înregistrat în 2013 două mari performanțe. Rata de absorpție a crescut mai mult decât în toți ceilalți ani din actuala perioadă de programare, iar țara noastră nu a pierdut niciun euro din fondurile structurale de coeziune alocate de Uniunea Europeană, a declarat ministrul fondurilor europene Eugen Teodorovici.